Bravo, vai! E pra caramba, tem que voltar a zero, vem! Vulceanu a intrat în careu, e nun Vulceanu, continuă această fază, pasează pe 6 metri, gol! Înscrie Uta foarte bine cu pase repetate, acum jocul este deschis la Robert Vulceanu în partea stângă, învăluie Burlă lângă el, Vulceanu se trimite în careu, Adrian Pete cere un penalt, însă nu are cum Uta. Acum marchează iar și un gol și în a treia victorie consecutivă pentru Uta, face spectacol, Uta marchează și cu fundașii Burlă. Acest Adrian Petre și mai sunt mulți alții, să vedem acum Uta. Haley în fața lui, vine și Kraus, Strătilă, Petru, Vulceanu, pasă din nou Tănase. Oprit de Kraus pe moment. Străin. Vizează pe Adrian Petre și Curtuiuș în această partidă. Roșu, șansă foarte bună pentru Vâlceanu. Însă aceasta nu este o ofensivă și iată acum recuperarea lui Vâlceanu. Pasă însă blocată. Vâlceanu însă pătrunde. Pasa în centru și este gol. 4-0 pentru... Luat venit de la o echipă din Macedonia, FC Scupi, cred că se pronunță, e mai puțin important, Uta acum. Această partidă, deocamdată nu sunt probleme nici pentru defensiva Concordiei, la aceste acțiuni ale voluntarului. O pasă bună către Văduț. Văduț este însă... Timișoara Chiajna pe Digisport 2. Vor fi două partide pe Digisport 3 transmise alternativ. Pasa lui Vulceanu pentru Andrei Prepeliță. Prepeliță